Odată la 4 ani, noi toți cetățenii țării, suntem chemați să luăm o decizie, suntem chemați să facem o alegere atunci când mergem la urnele de vot, să decidem cine merită voturile noastre. Cine merită ca în următoarea perioadă, pentru următorii 4 ani de zile, să ne guverneze țara. Eu sunt mândru și bucuros să fac parte dintr-o echipă pe care o consider o echipă profesionistă și foarte consolidată. Una eficientă care știe să analizeze lucrurile, știe să identifice soluții, știe să iei aceste decizii și după să le implementeze. Vă aduceți aminte foarte bine cum a fost perioada anilor 2014-2015. Imediat după alegerile parlamentare, plină de perioadă foarte grea, plină de scandaluri în coaliție, luptele în coaliție, scandaluri de corupție, frauda bancară. Toate acestea au adus un prejudiciu foarte mare tot ceea ce înseamnă clasa politică, deoarece oamenii au fost dezamăgiți de tot ceea ce s-a întâmplat și tot ceea ce au văzut. Și mai mult ca atât, toate aceste crize și mai ales criza bancară a avut un efect tare negativ, un impact negativ și pe clasa politică, dar și pe viața de zi de zi a cetățenilor și pe țară. Atunci, în perioada sfârșitul anului 2015, începutul 2016, noi ca echipă, echipa Partidului Democrat, am analizat foarte bine ce trebuie să facem. Vă spun sincer, am avut discuții și într-un cerc mai larg sau într-un cerc mai mare despre faptul că poate ar fi cazul să mergem la alegeri anticipate atunci, considerate. Erau 30-40 de mii de cetățeni pe protestatari în piață, tot felul de orășele, de corturi în fața Parlamentului, în fața președinției, în fața guvernului, o atmosferă de dezamăgire și de haos. Și erau idei ca să mergem și noi, așa cum cer toți, alegeri. Dar o mare parte din echipă a considerat că nu. Asta e perioada în care, dacă vrei cu adevărat să faci ceva și poți să te mobilizezi, cu siguranță ai să reușești. Și atunci, din ianuarie 2016, ziua de 20 ianuarie pe care noi nu o să o uităm, echipa Partidului Democrat și-a asumat responsabilitatea pentru tot ceea ce a urmat. Și pentru rezultate, dar și pentru eșecuri. Numai noi suntem cei care suntem responsabili de ultimii 3 ani de zile. Nu mai putem da vina pe nimeni, pe coaliții, pe tot felul de guvernări. Nu. Și imediat, după ce ne-am asumat această guvernare, am venit cu unele chestiuni chiar imediate. Guvernul, prim-ministru Pavel Filip a venit cu ideea și echipa guvernamentală să facem o reformă în guvern. Țărișoara asta noastră mică nu are nevoie de 16 ministeri și nu avem nevoie de un guvern atât de mare. Iată de ce am venit cu ideea să fie un guvern mai mic. 9 ministeri, e destul, e eficient și mai mult ca atât și mai ieftin din punct de vedere a costurilor. După care trebuia să intervenim ca să găsim soluții financiare pentru stat, deoarece erau foarte mari semne de întrebare dacă o să ne ajungă bani pe vreo 2-3 luni să plătim salariile și pensiile. Și cu lupta împotriva corupției și a schemelor criminale care erau la vamă, la fisc, în achiziții publice, noi am reușit să administrăm banul, finanțele publice în așa fel încât în fiecare an, pe parcursul aceștia 3 ani de zile, câte 5 miliarde de lei să aducem supliment în buget. La ora actuală, pe 3 ani de zile, noi am adus suplimentar în buget 15 miliarde de lei. Banii ăștia undeva erau? Banii ăștia de cine ajungeau în visteria statului? Înseamnă că erau furați prin tot felul de scheme la vamă, la fisc. Bani care nouă ne-au permis ulterior să luăm unele măsuri și unele proiecte. Și când spunem de măsuri și proiecte, ne referim inclusiv la cele sociale, atât de importante pentru o țară. Ca să oprești oamenii să nu plece din țară, dar mai ales tinerii, trebuie să le creezi o anumită perspectivă. Să le creezi posibilitatea să aibă locuri de muncă și, de exemplu, să-și cumpere locuință. Și astfel a apărut ideea și astfel a apărut proiectul Prima Casă. Prima Casă care ne-a permis nouă să oferim
Doar anul trecut, într-o singură an, în anul 2018, 1200 de tineri sau familii au beneficiat de programul Prima Casă. Asta înseamnă că 1200 de tineri sau de familii n-au plecat din țară. Au rămas în țară și și-au legat viitorul de țara noastră, de Republica Moldova. La ora actuală, ca pentru februarie, pentru 1 februarie 2019, pe parcursul anului trecut și ceea ce s-a mai reușit în februarie, poftim, sunt 1320 de familii deja. Dar pe lângă Prima Casă, pentru copii, indemnizația la creșterea copilului, la nașterea copilului. Înainte era 3.000, 5.000, acum e 6.300. S-a dublat, practic, în acești 2 ani de zile. Iar noi vrem să o majorăm până la 10.000 indemnizația la nașterea copilului. Părinții, mama, să primească 10.000 de lei la naștere. Dar pentru copii, totodată, joi, alaltă ieri, în Parlament, am votat un proiect de lege în prima lectură ca să oferim 200 de lei lunar până la vârsta de 18 ani pentru copii. În familie sunt doi copii, poftim 400 de lei, sunt 3 copii, poftim 600 de lei, până la vârsta de 18 ani. Astea sunt niște sume de bani care, pe urmă, să ajute ori copilul să meargă la facultate sau să-și cumpere prima locuință sau, în general, familia, cum vrea ei să cheltui, cum vor părinții să cheltui pentru copil. Lucruri foarte importante, grădinițe, școli, am decis să nu mai închidem școlile, să căutăm soluții ca să le reparăm și să le revigorăm. În grădinițe investit, în drumuri. Credeți că noi nu suntem conștienți că drumurile sunt rele în țara asta? Dar 40.000 de kilometri în țară. 40.000 de kilometri de drum. Dar în anul 2018... Anul trecut, într-un singur an, cu proiectul Drumuri Bune pentru Moldova, s-au reparat sau s-au construit 1600 de kilometri. Dar în 7 ani de zile, din 2010 până în 2017, în 7 ani de zile s-au construit sau s-au reparat 1300 de kilometri. În 7 ani 1300, într-un singur an 1600. Dar câte încă mai trebuie făcute? Dar pentru anul 2019, pentru acest an, vrem să construim sau să reparăm 2600 de kilometri. Dar la anul la fel vrem să mai construim sau să reparăm până în 5000 de kilometri. În fiecare an, într-o anumită progresie. Și așa, treptat, treptat, de la localități. Fiindcă noi am construit în localități, în mare parte. Noi n-am construit între localități. Noi în sate și în orășele. Sunt sate care niciodată n-au avut un drum asfaltat. Niciodată. Închipuiți, oamenii ăia din sat niciodată n-au avut un drum asfaltat. Și acum au un drum asfaltat sau cel puțin în piatră, ca să oamenii să nu mai meargă prin noroi. Și sunt sate unde 800 de metri, 1 kilometru, 1 kilometru 200 și leagă cele mai importante obiecte de menire socială. Că vorbim de primărie, casă de cultură, școală, grădiniță, chiar și biserică și cimitir, fiindcă toate fac parte dintr-o viață a unei comunități. Și, bineînțeles, acum sunt tot felul de speculații și nu doar speculații, dar sunt și cazuri când și drumurile bune care au fost reparate mai apar și câte o gaură, probabil, sau sunt defectate. Dar contractele sunt semnate în așa fel, încât antreprenorul își asumă și a garantat și își asumă ca să repare din nou dacă a apărut o anumită defecțiune. Ba mai mult ca atât, foarte multe primării au, sau la nivel de autorități locale, s-au reținut 20% pentru a garanta calitatea. Bani care pot fi folosiți iarăși pentru reparații. Câteva exemple de fapte. Noi avem sloganul fapte și nu vorbe. Dar până la urmă e și vorba noastră populară că omul trebuie să-l analizezi sau să-l apreciezi pentru fapte, dar nu pentru vorbe. Sunt câteva elemente, sunt câteva exemple care au fost făcute în acești 3 ani de zile. Dar multe altele, salariile, de la 1 decembrie pentru mai mulți bugetari au fost ajustate salariile.
pentru unele categorii chiar dublate sau triplate salariile. Mai sunt probleme, știm, și în școli, unde, de exemplu, nu s-au luat în considerare capacitățile sau sporul de management pentru directori. Sau mai știm că în poliție nu au fost luate în considerare, sau Ministerul de Interne nu au fost luate în considerare categoria de subofițieri. Sau în alte categorii, la fel, există anumite carențe. Dar legea urmează încă să mai fie corectată. Chiar săptămânile viitoare, în următoarele două săptămâni, Guvernul își asumă răspunderea cu modificări în lege ca să aducă corectările respective. Dar gândiți-vă că probabil sunt mai mulți primari aici, dar am auzit de la mai mulți primari că nu mai vor să mai fie primari, dar vor să devină directori de casă de cultură. Că s-au majorat salariile la casa de cultură mai mari ca la, sau la grădinițe, mai mari ca la primari. Dar până acum, cei din cultură, cei din educație, medicii, erau tot timpul acele categorii care erau întotdeauna defavorizate. Întotdeauna. Și acum am început să investim și în educație în felul ăsta, și în medicină. Fiindcă un medic e foarte greu să-l aduci de la Chișinău până în regiune. Și trebuie să-i oferi acele 20.000 supliment, să-i oferi bani pentru cazare suplimentară și să încerci să-l aduci. Și inclusiv cu gărzi deja să poată să aibă vreun 10-12.000 de lei și să-l ajuți dacă e familie tânără să beneficieze de programul Prima Casă. Sau pentru profesori, 120.000 de lei pe 3 ani. Iarăși pentru cei care urmează să se mute în provincie. Lucruri care treptat poți să le faci bine pentru țară. Ceea ce denotă faptul că această echipă, de care fac eu parte și sunt mândru că fac parte din ea, știe să facă lucrurile. Niciunul din colegii mei, nici de aici, nici cei de la Chișinău, nici prim-ministru Filip, nici domnul și nici președintele partidului, domnul Plahotniuc, noi nu avem bagheta magică care pur și simplu e ca așa să facem odată și peste noapte să se întâmple lucrurile. Noi nu putem face minuni, dar nimeni nu poate face o minune. În schimb, această echipă poate să se mobilizeze și poate să lucreze foarte eficient și să producă rezultat și să livreze acest rezultat. Noi am decis că și politica o să o facem puțin altfel. Și campania o să o facem altfel. Noi nu o să vorbim în campanii de rău de nimeni. Noi nu o să atacăm concurenții noștri. Noi nu o să-i criticăm. Noi nu o să-i murdărim nici în cuvinte, nici prin gesturi. Fiindcă noi vrem să facem o altfel de politică. Și o să vorbim numai despre necesitățile oamenilor, despre drumuri, despre salarii, despre pensii, despre gazoduct, conducte de apă sau despre iluminarea stradală. Fiindcă asta au nevoie oamenii. Și o să încercăm să nu mai venim cu mesaje de divizare, dar invers, să venim cu mesaje prin care noi o să reușim să consolidăm societatea. Fiindcă toți anii ăștia erau foarte ușor să faci politică trăgând toată țara ori la unirea cu România, ori împotriva României cu Rusia, ori Uniunea Europeană, ori Statele Unite, ori NATO, numai sperietori dintr-o parte și în alta și ne divizează societatea. În piață și aici în sală, cu siguranță oamenii se gândesc în primul rând la ziua de mâine ce face el. Are de lucru? Pe ce drum merge? Ce salariu primește? Și degeaba stăm noi prin studiouri de televiziune, cei din politică și ne lamentăm și ne confruntăm când încă oamenii nu au nevoile și necesitățile lor simple. Când copiii merg la școală sau în grădiniță, în grupuri sanitare, în afara clădirilor, pe iarnă sau vară, nu contează. De aceea, noi ne-am propus să vorbim doar despre lucrurile și să facem și să ne îndreptăm privirea doar la lucrurile care sunt legate de nevoile oamenilor. Bineînțeles, pentru noi este importantă integrarea europeană, fiindcă asta este un model pe care noi vrem să-l avem și, bineînțeles, noi vrem să ne apropiem foarte mult de Uniunea Europeană. Mulți dintre noi aici sunt și care vorbesc rusă, și care vorbesc română, și care unii consideră că vorbesc moldovenească, dar toți suntem uniți de un singur scop, ca să promovăm politici și să acționăm în așa fel încât viața cetățeanului să fie mai bună mâine, mai bună decât astăzi. Și dacă pe noi ne leagă acest scop, atunci noi o să găsim limbă comună, indiferent de etnie, de limbă pe care o vorbim și de viziune. Fiindcă am decis să promovăm o altă politică, pro-Moldova,
pro-țara noastră și mai puțin să vorbim despre lucruri care divizează țara noastră. Și după cum observați, probabil că deja suntem astăzi la jumătate de campanie electorală, au trecut 2 săptămâni și mai sunt încă 2 săptămâni, nu o să ne găsiți pe noi nici pe ecranele televiziunilor, poate cu mici, mici, mici excepții, dar mai ales cei care discutăm prin campanie, prin această caravană a partidului, nu o să ne auziți pe noi să vorbim urât de concurenți, de celelalte partide sau de celelalți politicieni. Noi putem critica politici, putem critica viziunea lor, putem dezbate opinii și viziune, dar mai ales la nivel de persoană și intimidări și atacuri la persoană, nu o să auziți din partea noastră. Deoarece vrem să promovăm o altfel de politică. Știți foarte bine că pe data de 24 februarie se alege nu doar o echipă, nu doar un partid, dar aveți o circumscripție electorală, am auzit multe lucruri mai negative, că nu s-a reușit anume Cantemirul să fie o circumscripție separată și a trebuit ciopărțită cu localități și din alt raion, dar în acest an, în aceste parlamentare, se aleg și candidați pe circumscripție pentru a vă reprezenta interesele voastre, a comunității în Parlament. Ideea de ce am schimbat noi sistemul electoral este foarte simplă. N-ați observat oare că de 20 de ani de zile votăm partide și de obicei știm o persoană sau două din acel partid? De obicei liderul și poate încă vreo 2-3 persoane? Și pe urmă ajung în Parlament persoane care niciodată nici nu i-ați auzit la microfon? Și poate că niciodată nu mai vin în localitățile de unde s-au născut sau unde au crescut? Și după aia, de la ciclul electoral, tot sare din partid în altul și oamenii nici nu știu de ei. Dar pentru a-i responsabiliza pe acești deputați, pe toți, noi am promovat, această echipă a Partidului Democrat, am promovat ideea circumscripțiilor electorale. Ca deputații să fie legați de o anumită comunitate și să le reprezinte interesele și să-și deschidă birou acolo în circumscripție și mai multe zile pe săptămână să fie anume aici și să știe cu ce trăiește comunitatea. Și anul ăsta vă îndemnăm să votați și candidații din circumscripție. Noi, Partidul Democrat, ne-am decis, noi am ales și noi am selectat o persoană pe care o considerăm noi că este cea care merită să vă reprezinte interesele. Este Elena Bacalo, care este de aici, din sud. Am uitat satul iarăși, care... Burlacu, exact. Din Burlacu născută, locuit, învățat, trăit, muncit aici, în sud, în Cahul în mod special, dar nu-i departe de Cantemir, știm foarte bine. Și dumneavoastră cu siguranță va fi cea care va putea să vă reprezinte interesele și să aibă ea responsabilitatea asumată prin a aduce vocea voastră și nevoile voastre la forul cel mai important, în instituția cea mai importantă din țara asta, care este Parlamentul Republicii Moldova.